Salutare tuturor și bine ne-a regăsit la un nou videoclip. Astăzi vă voi arăta un videoclip, poate care de mult îl așteptați. L-am mai făcut de cam de o lună videoclipuri cu motocultorul meu, dar astăzi vom face un nou video. Voi încerca să fac rigole pentru cartofi și să punem cartofi. Haideți să luăm motosapa și să trecem la treabă. Bun, după cum vedeți, motosapa e aici, motocultorul e aici. Uitați. I-am pus rarița, dar nu merge prea bine cu roțile de cauciuc, așa că o să le schimb cu pe cele de metal, o să le pun. Să vă mai arăt inițial. Am ajuns aici la locul unde trebuie să facem rigolele pentru cartofi. Este destul de mare. Nu-l punem tot, vă dați seama, mai puțin. Și mă duc să adun motosapa și revin. Bun, după cum vedeți, am adus motosapa la grădina aceasta. Este o grădină aici și a zis să punem cartofi. Bun, am pus-o la umbră și acum va trebui să îi punem roțile de metal, cum am zis. Să le dăm pe cele de cauciuc și să le punem pe cele de metal. Ia uitați ce frumos e aici. Să vă arăt trandafirii, cum i-am tuns cu Nea Grigore pictorul. Ce frumoși sunt. Bujori. Narcise. O frumusețe aici. Aici, între narcise, ai dat. Scuzați zgomotul urât, că este la șosea aici și o să se audă mașini cum trec, dar asta este. În sfârșit s-a terminat cu ploile și a venit soarele. După cum a zis într-un videoclip, că nu mai ploua, în continuu a plouat. O săptămână a fost înnorat în continuu și ploua în fiecare zi, în fiecare zi. Și a udat pământul bine. În sfârșit s-a uscat ca să pot să bag motosap aici, că era noroi. Dar văd că vin alți nori, cred că. Dar acum o să punem cartofi și ar fi bine să mai vină ploaie. Am pus prima roată și ar trebui să dau manicotul după roata de cauciuc și să pun aici. Dar în viitor vreau să-mi iau manicoți noi pentru... Ca să nu mă mai chinui să dau după roțile de cauciuc, să pun pastea de fier. Bun, pun și roata aia altă și revin direct în brazdă, nu mai stau să filmez. Bun, am pus roțile de metal și acum haideți la treabă.
cum a zis, cam strâmb, dar pentru un începător, bine. Dați. Puțin cam strâmb. Bucat de teren mare. Și cam acesta a fost și videoclipul de azi cu motocultorul. A mers foarte bine. În cazul în care nu ești abonat, abonează-te de grab și dă un like să ajungem la 20 de like-uri și să ajungem cât mai repede la 1000 de abonați. Nu uitați, distribuiți mai departe și să ajungem cât mai repede la 1000 de abonați. La revedere și sper să ne regăsim cu bine și la următorul video. Pa!